Europeană crește cheltuielile pentru apărare. La Consiliul European, liderii Uniunii și-au făcut strategia pentru securitatea celor 27 de state membre. Acolo au fost prezenți și Klaus Iohannis, dar și Mark Rutte, contracandidatul său la șefia NATO. Conform administrației prezidențiale, Iohannis și Rutte au avut o întâlnire tete-a-tete. Președintele României a făcut însă un pas important în demersul său de a ajunge în fruntea Alianței Nord-Atlantice. Slovenia ar putea să sprijine candidatura lui Iohannis, deși inițial anunțase că îl va susține pe Rutte. Și mergem acum la corespondentul nostru special, trimisul nostru special acolo, Vasile Marcu, care vine cu mai multe informații. Bună seara! Slovenia ar putea fi doar ultima dintre țările care să susțină candidatura României la șefia Organizației Nord-Atlantice. Spunea premierul sloven că va analiza cu atenție candidatura lui Klaus Iohannis, deși inițial spusese că îl va susține pe Mark Rutte, însă și-a schimbat punctul de vedere în momentul în care a auzit de candidatura și a aflat de candidatura lui Klaus Iohannis pentru postul de secretar general al organizației. Însă președintele României, Klaus Iohannis, a refuzat să dea multe amănunte despre negocierile pe care le are în această perioadă cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, însă a spus că are un feedback bun despre aceste discuții. Cât despre Mark Rutte, spunea președintele României că nu va divulga ceea ce discută cu el, că s-a întâlnit de multe ori, că au o relație absolut normală, însă nu va periclita proiectele comune româno-olandeze care sunt doar din cauza acestei candidaturi la Organizația Nord-Atlantică. La fel și Mark Rutte spunea despre Klaus Iohannis că este unul dintre liderii vechi europeni care participă la Consiliul European și că îl apreciază. Însă, trecând de toate acestea, știm că până în luna iulie trebuie să se ia o decizie, se mai poartă discuții. Până atunci, însă, în iulie, la summitul din Statele Unite, se va ajunge la un vot și atunci vom ști care dintre cei doi este preferat pentru șefia Organizației Nord-Atlantice.